Revenit pentru porția zilnică de cultură. Astăzi, după cum v-am promis, continuăm o poveste de viață așa cum rar întâlnești. Actorul Florin Zanfirescu își deschide sufletul aici, la Cultur, și ne mărturisește în premieră lucruri nemai auzite. Mistere nemai întâlnite. Dragilor, Florin Zanfirescu. Care este cea mai frumoasă amintire care îți vine acum în minte? Chiar din copilărie. Păi dacă nu-mi vine amintire... M-a învățat cineva să nu trăiesc din amintiri. Amintiri, dacă stăm așa, am multe. Nu știu. Poate că cel mai mare succes al meu ca actor, ca viitor actor, a fost când eram în clasa 10-a și am participat, am fost selecționat la un concurs. Se numea atunci, în primul rând, țara aia nu era împărțită în județe, ci în regiuni. Și eu făceam parte din regiunea Argeș. Și regiunile, cele 16 regiuni, făceau dialog la distanță între ele. Și eu am fost selecționat ca recitator al regiunii Argeș. Și acolo am luat premiu absolut, marele premiu pentru concursul, note date de profesori, de artiști emeriți și artiști ai poporului din București, Costache Antoniu, Nichia Tanasiu, nici nu știam eu prea bine. Mi s-a și spus, îl așteptăm să vină la IATC, Institutul de Artă Teatrală Cinematografică. Deci a fost un enorm succes. În noaptea aia am devenit vedetă națională, am primit geamantane de scrisori. Adresa mea, că uitaseră, Florin Zanfirescu, uitaseră, era recitatorul din Călimănești. Și veneau scrisorii din orice colț al țării și primeam de la pensionari, de la fete cam de vârsta mea, de la băieți, de la oameni maturi. Tata adunase și s-au părăduit, nu știu, prin pod, am mâncat șoareci, trei geamantane cu scrisori. Venea poștașul și golea tolba la mine în pat, că pe masă nu mai încăpea, și zice, toate sale tale. Îmi lua o zi, două, ca să le desfac, să le citesc pe toate. M-a apucat să și răspund. M-am dus și am luat de vreo 3 lei cărți cărți, nu știu cum se numeau, erau 30 de bani, o carte poștală. Carte poștală de aia, fără poze, fără nimic. Și am răspuns, mulțumesc, pune adresa aia, mulțumesc. După aia mi-am dat seama, după vreo 10-15 de alea, băi, inutil, n-am cum trebuie. Mi-a zis o mătușă, și ți-ar trebui o secretară, dragă? N-am avut secretară și n-am mai răspuns, că era greu. Asta a fost cel mai mare lucru care, dacă mă întrebi acum de amintiri, o amintire. Așa am multe. Care este cel mai bun sfat pe care l-ai primit vreodată? Păi nu l-am ascultat. Am primit niște sfaturi și nu le-am ascultat și, de exemplu, am făcut foarte bine. Mi s-a dat sfatul la un moment dat să nu mă însor cu persoana aia cu care m-am însurat. Și eu totuși m-am însurat. După un an am divorțat. Deci sfatul ar fi fost bun dacă nu s-ar fi născut Vlad. A? Corect. Și atunci ce să zic? A fost sfatul bun sau rău? A fost foarte prost. Treaba mea, m-am divorțat, da, se întâmplă. Dar s-a născut Vlad. Plus că pe fata aia am iubit-o foarte mult. Un an, dar a fost frumos. Ce ți-ai dori să nu se schimbe niciodată? Toamna. Îmi place toamna. Uite, nu vreau să ningă, nu vreau să nimic. Eu nu mai mă duc pe derdeluși. Copiii mici s-ar putea să mă înjure, dar uite ce plăcut e toamna. Uite, stăm cu hăinuță, stăm la soare. Dacă vrem, putem face și plajă. Acum e ca în răcoare, dar bă, toamna îmi place, să nu se schimbe. Ce te enervează cel mai tare la o persoană? Păi, până la urmă, mă enervează prostia. Că din prostie apar și răutățile, din prostie apar și toate celelalte. Adică stau un pic jos, că sunt cam bătrân. Sigur. Mai am 30 de ani până la 100. Păi ce decolea? Deci prostia nu e... Nu ține de cultură, că sunt oameni inculți, nu știu să scrie. Dar sunt... inteligenți, sunt spirit, cum să zice. Prostul poate să aibă cultură.
cu cât are cultură mai mult, cu atât e mai periculos. Că vine și cu argumente dobitocul. La benzinărie. Să-l vezi după ce a lăsat mașina în pompă, să duce și plătește. Să-l vezi după ce plătește când vine să plece. Aștept și eu să mă duc. Să bag și eu în spatele lui. Stai, domnule, că nu-și găsește cheile. Păi până își pune poroneu, că a plătit cu bani sau cu card. Până și-l pune bine să nu-i lea cineva, după care îl mută în alt. Până desface mașina. După ce desface, deschide mașina, se așează, își mai aranjează scaunul. Mori acolo și claxonezi. Bă, nene, du-te odată, du-te odată. Nu se lasă dus, domnule. Păi și asta când mergi pe șosea și unul în fața ta semnalizează la dreapta, la dreapta. Păi nu se îndură să părăsească șoseaua. Întâi oprește și după aia face un pic, după aia încă un pic, mai stă un pic, nu se îndură. Și eu în spate lui opresc, du-te mă odată că e goală și în sfârșit. Asta nu-i prostie? A, ba da. Ce te sperie cel mai tare? Vremea care vine. Mă sperie pentru mine mai puțin, pentru nepoți mai mult. Mi-e frică de viitor. Cum reacționez la critici? Eu reacționez foarte bine. Adică, am dat și eu seama dacă sunt critici cu răutate, alea nici nu sunt critici, alea sunt bârfe. Iar dacă vine unul cinstit și zice, bă, uite ce e acolo, și stau și mă gândesc, zic, a, s-ar putea, ai dreptate, vom vedea, o reparăm, bine. Totul se schimbă. Totul e reparabil în afară de moarte. Ai murit? Nu mai, gata, ce mai... Deci critica, ce ajungem la puț. Nu mai funcționează, nu mai am, nu mai... Acum avem apă de la stat. Dacă ți-ai putea alege să trăiești pentru câteva zile într-o altă epocă, care ar fi într-o altă epocă? M-am gândit de mult, aș vrea să trăiesc... Nu prea știu de ce, că nici nu cunosc bine epoca aia. Aș vrea să trăiesc în vremea lui Plotin. Anii 300 era noastră. Filozoful Plotin. Îmi place și perioada Pico de la Mirandola, deci primii renascentiști. Ce îți place să citești? În ultima vreme mă interesează și citesc cărți de altă natură, cărți filozofico nu știu cum să zic. De exemplu, acum, mai am puțin și termin, a doua carte a lui Savatie Baștovoi e un călugăr ortodox, român, la care trăiește în Republica Moldova. Deci ține de ortodoxia rusă, că ei sunt acolo. Nu contează, îl scrie. Și acum, de exemplu, a scris o carte care se numește despre, sau cam așa, cum se cheamă asta? Corectitudinea politică. Despre corectitudinea politică. De periculoasă această expresie și această idee. Care este motoul care îți reprezintă cel mai bine viziunea despre viață? Păi dacă aș avea vreun moto, dar n-am. Ce motto sau? Ce sfat ți-ai da dacă ai putea vorbi cu tine la 15 ani? Întrebare foarte bună. Bă, băiete, da, la 15 ani. Eu știu că la 15 ani, citind mult, mă gândeam așa. Să fiu eu foarte atent ce gândesc și ce simt acum că am 15 ani. Să văd eu ce o să gândesc și ce o să simt când o să am 30 de ani, să văd diferența. Și mi-am dat seama, și acum am dat seama, că nu e nicio diferență. Doar că știu mai multe lucruri. Nu știam atâtea. Dar ce știam atunci e valabil și acum. Adăugându-se alte și alte lucruri. Iar sfatul pe care mi l-aș da ar fi să fiu mai atent la trecerea timpului. Am spus odată, am dat un interviu și mi-a ieșit așa să spun că socotesc că am pierdut foarte multe întâlniri cu mine însumi. Adică, câteodată e momentul să faci un bilanț. Și
eu nu am făcut. Și am trecut așa nesimțitor și după aia m-am trezit. Odată am auzit pe cineva mai în vârstă, se uita, era o doamnă, se uita pe geam, ploua afară, eram la teatru, ploua afară și a avut o stare așa mai specială. Și zice, știți cum a trecut viața mea? Ca și când te-ai uitat odată așa pe geam. Eu eram foarte tânăr atunci. M-a marcat. Și să țin minte asta. Că viața așa trece. Și acum văd și eu că așa e. Tu uiți așa pe o fereastră, se perindă niște imagini și gata. Fuse și se duse. Ce întrebare te-ar enerva cel mai tare? Nu cred că există întrebări care să te enerveze. Care e întrebarea la care ți-ai dori cel mai tare să știi răspunsul? Mai ai multe întrebări de astea? Nu. Da? Dom'le, deși toți ne lăudăm că știm, sau unii ne lăudăm că știm ce e dincolo, noi cred că sperăm că știm. Că ne-am luat după alții, eu cred că există o deosebire între ce se propovăduiește că e dincolo și ceea ce e cu adevărat. Pe mine nu m-ar interesa prea mult ce e dincolo. Mă interesează dacă există un dincolo. Ce-o fi, o fi.